Trasare graficul unei funcții asimptote verticale orizontale. Fie funcția f x egal cu 3 minus 2x supra x plus 4, f definită pe r minus minus 4, valoare i r minus minus 2. Să se studieze dacă funcția este bijectivă, determine funcția inversă. Aici, x plus 4 diferit de 0. Deci x diferit de minus 4. De-aia să orice nu împărți la 0, tinde la infinit. De-aia, minus 4 spune domeniul maxim definiție. Acum, prima derivată, f prim x, egal 3 minus 2x, supra x plus 4 derivată. 3 minus 2x derivată, x plus 4 minus 3 minus 2x, x plus 4 derivat, supra x plus 4 la pătrat. Egal cu minus 2 pentru x plus 4, minus 3 plus 2x supra x plus 4 la pătrat. Egal cu minus 2x, minus 8, minus 3 plus 2x supra x plus 4 la pătrat. Egal cu minus 11 supra x plus 4 la pătrat. Inamitul 0, funcția este descrescătoare. Acum, derivata a doua. Deci, mă rog, punte pe externe. E minus 11 supra x plus 4 la pătrat derivat. E minus 11 pentru x plus 4. La puterea minus 3 derivat, e egal cu minus 11 x plus 4 derivat x plus 4 la minus 2 minus 1. Egal. Și o să vină și minus 2. U la e derivat este m din u la e minus 1. Deci aici vine 22 x plus 4 la puterea 3, pe minus 3. Egal cu 22 supra x plus 4 la 3. Acum, fx egal cu 3 minus 2x supra x plus 4. Prima derivată, f prim x, egal cu minus 11 supra x plus 4 la pătrat. F secundă x, egal cu 22 supra x plus 4 la 3. Aici. Fx se intersectează cu axul x. Fx intersectând cu x. Y egal cu fx egal cu 3 minus 2 supra x plus 4, iar y egal cu 0 e ecuația axei cu x. De 0 la 3 minus 2 supra x plus 4. Adică 0 cu x plus 4. 3 minus 2 x, 0 egal cu 3 minus 2 x, 2 x egal cu 3, x egal cu 3 supra 2. Deci am fusionat de 3 supra 2 și 0, intersecția funcție fix cu axul x. Fx se intersectează cu axul y. Yx egal cu 3 minus 2x supra x plus 4 egal cu fx. X egal cu 0, ecuația axei cu y. Deci f de 0 fac 3 minus 2 de 0 supra 0 plus 4 egal cu 3 de 4. Deci 1 b de 4 de 0 și 3 de 4 cu intersecție cu axa cu x. Acum facem tabela. X f prim de x egal cu minus 11 supra x plus 4 la pătrat f secundă de x egal 22 supra x plus 4 la a treia, fx egal 3 minus 2 x supra x plus 4. Minus infinit plus
sense, limită la minus infinit este 0, la plus infinit este 0, dar aici este minus, aici este plus. X, dar e semnul x plus 4. Că x plus 4 la a treia, deci x plus 4 la puterea a treia, egal cu x plus 4 la a doua, este x plus 4. Aici, ăsta e puterea semnul x plus 4. Ăsta e negativ, de la minus infinit la minus 4 și pozitiv de la minus 4 infinit. Deci aici funcția este concavă, nu ține apa, aici este convexă. Limită la minus infinit este minus 2, deci limită. Limită când este plus sau minus infinit în fx din 3 minus 2x supra x plus 4 este limită când este plus sau minus infinit în x sau tocmai minus 2 plus 3 supra x supra x pentru 1 plus 4 x. Asta cu asta fac 2 minus 2 plus 3 supra plus sau minus infinit supra 1 plus 4 împărțit la plus sau minus infinit, orice împărțire aici fac 0. Deci egal cu minus 2. Deci y egal cu minus 2 este asimptotă orizontală la ramura plus minus infinit. La ramurile plus minus infinit. La 3 supra 2 este 0. Aici nu are sens. Aici e plus și aici e minus. Că la plus minus infinit fac minus 2, deci e minus și 3 este plus. Că semnul dreptei ăștia sunt părți la semnul dreptei ăștia. Și, cu ajutorul acestor date, trasăm diagrama, graficul funcției. Când se urmărește această lecție, trebuie să se facă pe hârtie să copie, să urmărească pas cu pas, pentru că se șterge, se adaugă și filmul, în film, sunt toate toți pași. La 3 pe 2 0 e punctul și 0, 3 pe 4. Deci aici să se facă să scăzut minus 2 de mulțimea în care funcția valoare, că nu atinge asimptota orizontală. X, O, Y, la minus 4. X egal cu minus 4. Deci minus 4 este 0, asimptota verticală. Y egal cu minus 2, asimptota orizontală, la ramurile plus minus infinit. Aici e așa, și la minus 4, asta x egal cu minus 4, deci aici este minus 2, deci aici e punctul minus infinit, minus 2. Și aici este punctul minus 4, minus infinit. Funcției concav. Aici este infinit. În 0 fac 3 supra 4. Pe urmă 3. Deci plus infinit. 3 supra 4. Punto A de formate 3 supra 2 și 0, punto B de formate 0.
definida é menos, menos ó, o valor, é menos, menos b. Menos b igual a 2 simples o outro, note. Se f de e menos, menos ó, igual a menos, menos b. Não existe subjetiva. Dacă ducem pe ală cu axă x, intersectează graficul funcției într-un singur punct. Deci funcția este injectivă. Deci punctul x1 diferit de x2, el de x1 diferit de el de x2. Bineînțeles că x1 și x2 aparțin el minus, minus 4. Tot rămas în definiție. Funcția este injectivă și atunci admite invers. Care e invers? Dacă există aici un punct M, de oate și de ăsta de aici este X, ăsta este Y. Deci, Y egal cu Fx este egal cât? Ne uităm aici, 3 minus 2X supra X plus 4. Deci, Y pe lângă X plus 4, 3 minus 2X. 2X plus Y plus X, 3 minus 4Y. 2X. X pe lângă 2 plus Y egal cu 3 minus 4 Y. Deci X este 3 minus 4 Y supra 2 plus Y. Asta e funcția invers. Deci invers. X plus Y. Asta este X de funcție invers. 3 minus 4 Y supra 2 plus Y egal cu F a minus acestei funcții. Deci invers. X explicita funcție de Y. Acum să vedem o mică explicație. Orice număr împărțit la 0 fac plus sau minus infinit. Notă. Ceva de adăugat. Notă. Aici. Aici, invers, 1 împărțit la infinit de 3 de 2. Vedem demonstrație. 1 împărțit la 10 fac 0,1. 1 împărțit la 100 e 0,01. 1 împărțit la 1000 egal cu 1000. Puncte, puncte, 1 împărțit la infinit tinde la 0. Să fie cât de cât clar, logic. Logică, logică, să poți să mergi, să faci pași. Altfel, e mai greu. Mecanic, e greu. Deci, totdeauna, memoria internă să fie în alertă. Să aibă totul demonstrat. Deci, aici, dacă luăm funcția, e fix egal. Cu dreapta, 3 minus 2x, deci aici este x, dreapta de 1, y1 fac 3 minus 2x, dreapta de 2, y2 fac x plus 4,
iar funcția f de x este dreapta de 1 pe dreapta de 1, 3 minus 2x pe dreapta de x plus 4. Și aici, la minus infinit și la plus infinit, minus infinit plus infinit, un alt mod de a gândi cum au la naștere funcțiilor. Deci funcția compusă este o dreaptă de 1 spre o dreaptă de 2, care dă o curbă oarecare. Deci dreptele au proprietăți destul de fate. Intersecția dreptei de 1 cu axul x, 3 minus 2x egal cu 0, pentru x egal cu 3 pe 2. Aici e 0. Limită la minus infinit fac plus infinit, aici e minus infinit. Aici, x plus 4 egal cu 0, intersecția a fost la minus 4. Asta e 0. La minus infinit e minus, aici e plus. Ultimul părțit la 0 fac infinit, deci nu are sens. Numărul tot dacă e egal cu 0, fracție egal cu 0, minus cu plus, minus, plus cu plus, plus și minus. Și aici e minus infinit, aici este plus infinit, aici a fost minus 2 și minus 2. Deci darea, obiect, funcția respectivă, un alt mod de a gândi, de a judeca. Putem să avem două parabole. Parabola la numărător pe la numitor sau parabola în dreaptă. Așa au naștere funcțiile compuse. Deci de aici derivă, nu zero ale funcției. Ce înseamnă zero ale funcției? Sau când spune zero al derivatei, intersecțiile cu ax sau x. Astea sunt zerourile. Pentru că se denaturează. Un profesionist nu-i problemă cum vorbește. Că rezolvă oricum, dar un începător trebuie să fie în toate explicații atent pentru a se lega totul.